Hei, salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Desene și Colorez, lumea copiilor! Astăzi, pentru că știu că iubiți școala și pentru că știu că abia așteptat să se întoarcă școala, să înceapă școala sau pentru că vreți să nu mai aveți vacanțe și vreți să fiți decât la școală, o să învățăm să desenăm un ghiozdan. Pentru că știu că toată lumea este mare fan școală, cum... Na, probabil și voi sunteți. Și glumesc. Și o să facem un ghiozdan simplu, drăguț, kawaii. Sper să vă placă, nu uitați să apăsați butonașul de like. Haideți să vedem câte like-uri putem strânge. Atâtea zile de școală să fie mai puține pe an. Glumesc. Dar ar fi drăguț oricum. Oricum, apăsați butonașul de like, albăstriți-l, zdrobiți-l, smeșuiți-l. Subscribe dacă nu l-ați făcut-o, plus clopoțelul de notificări ca să nu ratați niciun episod din câte postez, cam unul pe zi, dacă nu chiar mai multe, depinde când sunt mai vrenic. Și dacă vreți să mă ajutați, nu uitați să distribuiți prietenilor voștri. Iar dacă aveți întrebări, păreri sau sugestii, le puteți lăsa în comentariile de mai jos și eu o să le adresez și o să răspund și o să vă dau multe, multe inimioare cât de repede pot. Așa, acestea fiind spuse, ne întoarcem la ghiozdanul nostru pentru cea mult iubita școală și o să începem să-l facem, am început deja să-l facem în creion, facem schița, apoi vom face conturul cu un liner, iar apoi o să-l colorăm cu marcare, carioci și creioane colorate. Ce vreau să vă mai spun eu vouă, foarte, foarte important, este dacă în caz că rămâneți în urmă cu desenul, puteți oricând pune pauză sau puteți da înapoi la locul unde ați rămas sau, eu știu, adică nu trebuie să, dacă nu puteți desena în pas cu mine, bine, nici n-aveți cum, pentru că multe desene, de fapt, mare parte din desenele care le desenez și care le postez, chiar dacă videoclipul are 10 minuțele, poate mi-a luat 20 de minuțele să-l desenez, să-l colorez, 30 de minuțele, mai mult. Eu comprim episodul și măresc oarecum viteza la videoclip ca să nu fie episodul de lung și să dureze 100 de ani să-l urc. Dar automat o să dureze. Deci puteți da înapoi, puteți pune pauză, mai dați iar înapoi. Sunt soluții, nu e problemă. Și de asemenea, foarte important este dacă sunteți fan desen și vreți să învățați să desenați sau aveți vreodată o întrebare de genul oare trebuie să am talent să desenez sau... Nu, nu trebuie să aveți talent să desenați, trebuie doar să aveți voință, să vă placă și dacă vă place și desenați, chiar dacă nu vă este cea mai drăguță chestie, un pic azi, un pic mâine, un pic poimâine și în timp, ușor, ușor, vă veți îmbunătăți modul în care desenați. Este... Nu aveți cum să nu o faceți. Desenatul este pur și simplu o abilitate care se învață practicând-o. Cum și eu, la rândul meu, am învățat-o practicând-o. Nu știam să desenez. Nu știam nici să pictez, nu știam să fac nimic, dar mi-a plăcut, mi-ar fi plăcut mereu să pot. Mă uitam așa la oameni care făceau chestii mișto și chestii minunate și le pictau și le desenau și eram gen, wow, ce frumos face și ce tare ar fi să pot să fac și eu. Și am încercat și eu acolo și am făcut o caricatură azi, o caricatură mâine, o măzgrălă poimâine și în timp așa ușor, 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 zi cu zi, zi cu zi, lună cu lună, am început să învăț, am început să... Fac din ce în ce mai bine, să-mi placă din ce mai mult, să înțeleg din ce mai mult. Și n-am avut nicio treabă cu talentul sau cu chestiile de genul ăsta. Nu eram în stare să fac o floare. Adică, de-aia simplă, cu 5 petale și cu un punct în jumate. Dar nu e nevoie de talent. E nevoie doar de, eu știu, să aveți timp ca să desenați. Și vă veți îmbunătăți skill-ul indiferent ce. Așa, zic că am divagat suficient, ne întoarcem la școala noastră, pe care cu toți o așteptăm foarte, foarte mult. Să-mi spuneți în comentarii cam câte zile de vacanță ați vrea voi să aveți așa și dacă se poate câte zile de școală să aveți. Probabil o să fie o discrepanță foarte mare. Și ce să vă spun, o să opresc aici înregistrarea, că am bătut câmpii suficient, mai trebuie să las și pentru mâine, să mai bag câmpii și mâine. Și o să vă urez spor la desenat. O să-mi urez și mie spor la desenat, pentru că m-am de desenat, dar o să o fac pe muzică, nu pe glasul meu suav de privighetoare. Și o să ne auzim mâine cu un nou tutorial și cu eventual, sper eu, nu alte noi bătăi de câmp ale mele. Sper să nu mai bag câmpii mâine, sper să mă țin la subiect. Oricum, ne vedem mâine, ne auzim mâine cu un tutorial. Până atunci, spor la desenat. V-am pupat, pa, pa!